Deșteptarea. Dacă e marți, îl avem alături pe Cătălin Tolontan. Bună dimineața, Cătălin. Bună dimineața. O să ne vorbim despre o polemică apărută recent în sportul românesc, de fapt și în societatea românească, pentru că vocile care au construit polemica, da? Da. Sunt atât de importante încât trec dincolo de această picătură de apă în care se reflectă oceanul, care este sportul românesc. Și, în general, sportul. El are capacitatea de a arăta ca o vitrină lucruri care, de fapt, sunt în spate în magazin. Despre ce e vorba? Ion Țiriac a declarat zilele trecute la o emisiune intitulată Prietenii lui Ovidiu, realizată de Ovidiu Ianicea la GSP. Citez ceea ce a spus Țiriac: eu nu vreau război, nu-mi trebuie NATO, nu-mi trebuie niciun fel de buget militar, nu-mi trebuie bază militară, nu-mi trebuie nimic. Îmi trebuie să am un popor sănătos. Țiriac a primit o replică de la Cristian Tudor Popescu. Nu e prima declarație de acest gen pe care o face, sau cum să spun, e una din numeroasele, de fapt, corect, declarații antioccidentale și de izolare pe care le face Ion Țiriac în ultimii ani. Deci a primit o replică de la jurnalistul Cristian Tudor Popescu în site-ul de sport Golazzo. Golazzo este site-ul de sport al Hodniu și scriu printre alții în el Cătălin Țepelin, Dan Udrea, Cristian Tudor Popescu, Cristian Giambașu, Radu Naum, jurnaliști care analizează fenomenul sportiv zi de zi. Ce a spus Cristian Tudor Popescu, că mi s-a părut foarte interesant ceea ce a spus el. El a spus așa, că domnul Titi Țiriac, și explică de ce Titi, după numele de cod al informatorului securității, care a fost pe vremuri Ion Țiriac, are dreptate, spune jurnalistul Cristian Tudor Popescu. Când te trimit în lagăr sau te împușcă în ceapă, medicii Kremlinului recomandă să ai o bună stare de sănătate. Și pe logica asta continuă CTP, pe care oamenii îl pot asculta și la Europa FM, ascultătorii Europa FM, cei care acum reflectează probabil la această dispută și au opinii împărțite, și e foarte bine să avem opinii divergente. În Rusia nu poți avea opinii divergente, sau mă rog, poți avea, dar te costă. Pe barba ta. Îți bate poliția. Pe barba ta, ca să zic așa. N-ai voie nici să ieși cu o foaie albă în stradă. Vă amintiți, probabil, stimați ascultători, cum au fost ridicați ruși care au ieșit cu o foaie albă în stradă, o foaie a patru, au pus-o în dreptul pieptului. Nici n-au avut curajul să... N-au avut curaj, oamenii au avut curaj și de afară, dar nici n-au mai scris nimic, că nu mai era nevoie. Adică orice, în afară de ceea ce se emite la televiziunile care exprimă punctul de vedere al lui Vladimir Putin, nu se poate. Deci dacă Ion Țiriac ar fi spus acolo că n-are nevoie de armament, nu ar fi primit o replică în Golazzo sau un alt ziar, ar fi fost pur și simplu, cu siguranță, săltat. Mi s-a părut un lucru interesant de discutat dincolo de lucrul ăsta, pentru că nu e primul punct de vedere dinspre sportul românesc, de la personalități importante ale sportului românesc, care este un punct de vedere aproape nostalgic comunist. Chiar și de la oameni care n-au prins comunismul neapărat, nu s-au împlinit în comunism. Poate vă amintiți, nu știu, îți amintești, Luca, declarația lui Cosmin Olăroiu, care și el a spus la un moment dat, da, că nu vrea România nu e, nu asta era esența ceva de genul, da. El antrenând în golf și de acolo venea declarația în țările din golf. Mircea Lucescu însuși a avut mai mult, actualul antrenor al echipei naționale, a avut mai multe puncte de vedere în care a exprimat nostalgia după cum era când puteai să te antrenezi la Luceafărul, să centralizezi toate valorile din țară la un singur club. Nu mai trăim în acea epocă. Bine, la Mircea Lucescu, mă rog, e nostalgia un pic justificată din punctul meu de vedere, în sensul că din punct de vedere al sportului și al performanței în sport, au fost niște vremuri irepetabile și care nu țin neapărat de comunism, cât de acea epocă în general, la nivel global, că oamenii aveau alte preocupări, erau mult mai atrași de sport, nu? Nu aveai tablete, nu aveai calculator. Adică nu cred că are legătură neapărat cu comunismul. Mai puțin centralizarea, care, de practic, nici da, în vremurile alea, Italia sau Franța, de nu bine, putea centraliza domnul arbitrar Lucescu, toate toți juniorii într-un singur club. Corect. Domnul Lucescu a trăit aici și asta a fost ceea ce a trăit el. Adică, de asta spun, nu că e ca autoscuză. Mie mi se pare mai anapoda atitudinea lui Olăroiu, care o duce bine, se bucură din plin de capitalism,
câștigă foarte mulți bani și e foarte tânăr. Adică la domnul Țiriac, de exemplu, iarăși mai găsesc o scuză pentru derapaje de felul ăsta, că... Dar nici acolo, până la urmă, că banii și a făcut și tot în vest. Plictisit, cred. Păi îți dai seama, dar știi, mi se pare că mai zice așa lucruri ca să... Mai bage bățul în gard. Da. Mă gândesc. Turne a reușit de data asta, dacă l-a trezit pe Cristian Turpu Popescu, și vă recomand, stimați ascultător, articol din golaț.ro. Ar mai fi ceva, cred, care merită punctat. Eram jurnalist, un tânăr reporter sportiv la începutul anilor 90 și mi-aduc aminte la o adunare generală a FRF cum unul dintre liderii Federației Române de Fotbal, Mircea Angelescu, le-a spus așa, erau sute de oameni în sală, le-a spus, dragi colegi, el către Angelescu, către președinți de club din primele trei divizii ale României, să ne obișnim cu gândul că trebuie să ne plătim impozitele. În momentul ăla s-a lăsat o stupoare în sală, care și acum, după atâtea decenii, pe mine mă marchează. Pentru că oamenii ăia gândeau venind dintr-un sistem în care erau exceptați. Fotbalul, reprezentantul țării și așa mai departe, da? Și oarecum e adevărat, dar și doctorii și profesorii și elevii de la Olimpiada, ați văzut condițiile proaste care li se oferă. Toți reprezintă țara dacă intrăm în zona asta a imaginii. Bun. Ei nu plăteau impozite, ei nu se gândeau că vor trebui să fie egali unor cetățeni normali și sau unor firme normale și să se raporteze. O astfel de societate, democrație, e o societate complicată. E o societate care va stârni totdeauna nemulțumirea unor oameni și e foarte bine care vor încerca să o îmbunătățească. Dar să te gândești tu, Ion Țiriac, exact cum spunea și voi mai devreme, el a făcut turnee în Spania, da? Turnee în Germania, n-a făcut turnee în Belarus sau la Fenyang, Corea de Nord. Olăroiu de asemenea a antrenat în Corea de Sud, nu Corea de Nord. Așa s-a lansat ca antrenor internațional important Cosmin Olăroiu, cel care e o legendă în zona golfului, unde de asemenea, cum să zic, sunt atâtea și atâtea firme occidentale acolo. Până la urmă, pentru toți oamenii care ascultă acum, ar mai fi ceva de spus, inclusiv în sport, dar nu numai. Putem face comparația. Unde era Serbia în anii 80, da? Care erau legăturile sârbilor cu Italia, cu Germania, ce nivel de viață la care noi pofteam pur și simplu, da. Ca români, în același lagăr comunist, dar erau mult mai avansați decât noi, cum era Ucraina, cu toată industria Uniunii Sovietice la începutul anilor 90, odată cu căderea zidului Berlinului și la noi și la ei, și unde sunt astăzi Ucraina și Serbia și unde suntem noi. Cu toate necazurile noastre, cu toate problemele noastre, cu toată incompetența statală pe care o avem, dar iată, nu numai statală, și societală uneori, ca să rostim tot adevărul. Așa e, Cătălin, am spus să vedem seama, de fapt, ce înseamnă și UE și NATO și genul ăsta de deschidere către democrație. Da, am fost anul trecut la Belgrad, am fost cu Vlad după ce am avut o emisie la Timișoara. Și da, am găsit un oraș cenușiu, bă, mi-a adus aminte exact de Bucureștiul anilor 90. Adică, ok, aveau și ei cârciumile lor, era și ceva viață bună, dar una peste alta se vedea că sunt mult în urma Bucureștiului, referitor la, dacă le punem capitală la capitală. Adică, da, e o diferență mare între țările rămase în afara UE și noi. Serbia nu are un Cluj, da? Serbia nu are toate comunele alea din jurul Iașului, Clujului. Nu există. Toată țara asta s-a dezvoltat și datorită faptului că românii, muncind cu meritul lor, au refuzat genul ăsta de logică. Dom'le, nu vrem nimic, vrem doar sănătate. Ăsta e un truism. Bineînțeles că vrem sănătate. Dar ce facem? Sărași și bolnavi. Și sărași și bolnavi, exact, da? Da. Mulțumesc mult tuturor. Și noi mulțumim, Cătălin. Mulțumim mult. Deșteptarea